Simularea probelor scrise ale evaluării naționale a continuat astăzi cu proba la matematică. Elevii au avut trei cerințe principale, fiecare cu mai multe subpuncte. Subiectele de simulare, la fel ca subiectele de la examenele propriu-zise, sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare. Simularea evaluării naționale urmărește familiarizarea elevilor cu modelul subiectelor și seriozitatea examenului propriu-zis, ce va fi susținut la finalul ciclului gimnazial. Proba durează 120 de minute, ca și ieri la română, și la noi în școală susțin simularea elevii celor 4 clase a 8-a, dar și 13 elevi de la Colegiul Național Kemal Atatürk. Considerați benefică această simulare pentru elevi? Da, în fiecare an a fost de ajutor. În primul rând că știm în ce punct ne aflăm în acest moment al anului, al anului școlar. Avem timp să remediem acolo unde credem că sunt lucruri de făcut cu elevii noștri, de lucrat la română și matematică. Și copiii se obișnuiesc, este foarte important că se obișnuiesc cu atmosfera de examen, cu foile de examen. Sunt monitorizați audio-video ca și la examenul din vară și întotdeauna ne-a fost de ajutor simularea. Elevii spun că dificultatea subiectelor la matematică a fost peste media așteptărilor. Cum ți s-a părut simularea de astăzi? Simularea de astăzi a fost foarte grea. Subiectele de la matematică, cel puțin de la partea întâi, au fost relativ ușoare, dar de la partea a doua și de la partea a treia mi s-au părut foarte grele. Te-ai pregătit înainte de această simulare? Da, m-am pregătit, am făcut teste suplimentare și meditații. Vei opta pentru trecerea notei obținute în catalog? Nu. Proba de astăzi a decurs bine, după părerea mea. Au fost niște subiecte foarte grele, dar eu cred că m-am descurcat. Ce ne poți spune despre proba de ieri de la limba română? Proba de ieri a decurs foarte bine. Nu au fost subiecte foarte grele, dar au fost mai multe logică, adică... Vei opta pentru trecerea notei în catalog? Nu cred. Consider că aceste subiecte sunt mai grele decât cele care vor fi date la sfârșitul ciclului gimnazial? Da, consider că sunt foarte grele și dacă le-am dat acum, o să fim mai pregătiți pentru examen. Ai tratat cu seriozitate această simulare? Cu maximă seriozitate. Rezultatele nu se trec în catalog, însă elevii care doresc au opțiunea de a face o cerere scrisă, în urma căreia nota obținută poate fi consemnată în catalog de către profesor.